Am prins hoțul la șaorma. Poftă bună, Țiți! Mersi! Încercăm? Șaorma de la KFC. Nepicantă, e foarte bună. Crispy. Ce-ai cu? Nu știu. Maria a venit de la școală și am zis să iau ceva rapid de mâncare. Ai dus și tu școli. Da, am intrat în vacanță de astăzi. Vacanța de Crăciun. Și mai facem ceva cumpărături și mergem spre casă. Îmi plac asta de cimurați. Să pregătim Brăduțurile. Ca mai am unul mic pentru camera mea. Deci o să fac vlog cu bradul mare și cu bradul mic. Ce să mai filmăm noi pe aici? Nu e așa multă lume, dar oricum e. Să înțeleg că nu s-a apucat lumea încă de făcut sarmale și cozonaje. Vila fast food. Da, vila fast food. Oricum, în prima zi... E full. E full la McDonald's, e full la... Și-a urmărit peste tot, prin oraș. Ce, a doua zi aici, la Cinema City, e plin aici, la portul de mâncare. Da, ce să zicem, așa e la noi. Se mănâncă non-stop. Poate să fie mâncare acasă o grămadă, că tot vine lumea la fast food. Zice că iese în oraș și când iese în oraș, îi se face foame. Așa sunt și eu. Când trec pe lângă ul ăsta, mi-e foame. Nici n-apucăm... Chiar dacă nu mi-e foame. Da, nici n-apucăm să intrăm bine în mall. Sau să trecem pe lângă un restaurant, că îi se face instant foame Mariei. Nu, serios, toată ziua am mâncat doar dulciuri la școală. Da, toată ziua, adică 2 ore care le-ai stat la școală. Da. Am mâncat șah și a fost egalitate. Ai jucat șah? Uh-huh. Bravo. Eram să o bat pe seara, dar nu. Dar a fost egalitate și nu pot. A fost distractiv astăzi la școală, nu? A fost o zi... A fost cea mai frumoasă zi din an. Totuși, cred că e Nu știu dacă e... Eu nu fac, tu postesc așa. Eu am cerut o nepicantă și ai văzut că a pus și... un nepicant, bulinuța. Hai că merg să-ți aduc și o apșoară. Nepicant. Bine, mama! Și reveni! Până ce vine mami, am decis să mă filmez și eu aici un pic. Nu mă vadă! La mea! Vă arăt ce poze. Ce-am făcut afară. Să scap telefonul, mami. Wow, ce frumos a ieșit. Foarte frumos. Mai, dar voi sunteți perfecționiste, nu așa? Foarte frumos. Azi le-am făcut la fără 10. Uite, fără 10. Ca să înțelegi, eu acum am luminat în parc. A fost la ora 11, la ora 12 fără 20. Și cu ciculița. Ciculița a închis numai în mea, 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 mea. Mai muțărim. Nu mai vreau! Vreau doar carnea, dar nu...
Păi dacă te-ai săturat, nu mai e papa. Eu vreau carne, dar nu pot să o iau, că da, așa... Hai să te ajută, stai să reveni. Deci, acum am să provez toate hainele astea, care le vedeți în mâna mea. Deci... Și voi o să trebuiască să dați o notă la hăinuțe. Ah, mă doare și mâna, când e greu. Dar e ok. Oprim pentru moment. Stai! Deci... Prima ținută! Perfecte de școală. Și de Crăciun ar merge. Da! E la cu verde de brăduț. Da, și la fel și asta e și de... Zici că sunt copacel în brăduț. Chiar e frumos. Chiar e mișto. Chiar e mișto. Chiar e frumoasă prostumația. Foarte frumoasă. Da, și aici am postiță. Revin cu... Deci, revin cu următoarea. Ținută! Aici cu brăduțul ăsta e un pic, ce știi, să prinzi brăduțul în cadru, dacă tot... Cred că ok, pantaloni așa, sunt un pic o idee, parcă, nu? Păi aici jos, sunt mari, dar nu știu de bără. Păi am tot putea să mergem să ia... Nu vrea, că aia de 11 nu-mi vin deloc anul viitor și ăștia, da. Închide gurița, că vine trenul. Deci revin cu a treia costumație. Hai, fugi. Așteptăm pe Maria. Deci, asta este a treia costumație sau a patra. Nu mai știu, dar asta poți să o ridici un pic în iaba, așa. Sau nu? Cum stă aia? Că nu știu cum stă. Mie îmi place. Dar tu cum ești? Tot aici ai să-mi găsești. Mama, cum nu ți se pare? Fomușică! Ești fomușică, mai, pipiță, mai. Mumoața! Mi-a place! Sau stă dreaptă, nu știu cum stă aia. O să le așa. Gen, astea să le folosim la TikTok-urile pentru voi! Dacă ți le aduce moșul, noi le dăm deoparte pentru moșul, nu? Da. Pregătim cadouri acolo. Dar să nu vedeți ce frumos o să fac eu. Să nu se chinuie căutând cadourile pentru... Să fac, o să vă arăt eu cum fac bradul pentru moș. Da. Și cum îi pregătim fursecurile pentru moșul, nu? Da. Și lăpticul. Hai, următoarea ținută. Mai ai ceva? Da, încă multe trebuie să cumpăr. Următoarea. Deci asta este bej. Bej sau crem. Abar. Da, mama, îți place? Da. Următoarea ținută vine în 3, 2, 1.
Bine, toate astea se combină și cu fustița, dar o să dureze prea mult, așa că am zis doar cu bluzii. Va dura prea mult, te-am tăștă cu spatele. Mami, mie îmi place, dar îmi place parcă mai mult celălalt crem. Asta parcă ți-a cam închid așa un pic. Bine, asta, mama, asta se combina cu fusta. Fusta se combina mai bine asta. Na, n-am mai avut timp. Revin după ce sunt schimbată la loc. Deci, sunt înapoi gata. Și cam atât a fost vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal și uitați să dați un like, un clopoțel și subscribe. Bye!